Da, de steaua stau voi marea și izvoarele în București și ați venit iubit apă dintr-un părâu sec, măi, și glodos. Dar asta e mai gustos? Pe vrem de secetă. Atâta oameni învățați acolo și atâta speci. Și vin la o putrigaie de moșneau, măi. Sunt probleme care numai părâul sec... Eu jumătate de sputrit, măi, frate, Alisa. Da, zice că părâul sec din care se hrănea corbul lui Ilie într-o vreme era mai... bogat și mai cald decât ia că mare. Ia că te-am întors, că-i cum am după... Și acum, Părinte Ilie, suntem aici în fața dumneavoastră cu câteva probleme care ne dor și nu le putem rezolva în altă parte. Nevoia ne aduce la noi. Frate Ioane, ce să spun eu? Deci, eu nevastă-te o oameni cu mare orizonturi, stăte păzi. Eu sunt putrigai aici în păduri, măi, și rău. Și Părinte, avem câteva probleme puse aici și vreau să vi le pun înainte și să vedem cum le putem dezlega, care nu le putem. E ca așa faci și eu niciodată. Păi ne-nanește, cum îi zice, pisălău. Măi, și pisează întâi de pădure și reușește. Deci, avem așa, Părinte, atitudinea noastră a tradiției ortodoxe, a bisericii noastre, atitudinea față de focul veșnic și legătura cu apocatastaza lui Origen. Astăzi este foarte discutat, apar cărți în Occident despre apocatastază și care este atitudinea noastră față de infern. Plecând de la asta, eu vă spun că sunt în situația asta la ora actuală, că fac un curs despre Dante, poetul occidental mare, care a scris Infernul și Paradisul și care la ora actuală, la ora de față, Părinte, se întâmplă cu el un fenomen foarte interesant, că vor să-l scoată din mormânt musulmanii. Vor să se răzbune pentru un... Dar cine e așa? Pe Dante. Dante este un mare poet care a avut o atitudine critică față de Mahomed la un moment dat. Da, și acum mahomedanii vor să-l scoată din mormânt. Deci eu vreau să aflu atitudinea dumneavoastră față de infern, față de apocatastază, problema sinuciderilor. Că sunt situații, sunt tineri care sunt în situația asta. Eu vi le înșir la început și pe urmă să vedeți păi cum le putem de urmă. De un om care nu știe nică de este. Cine, al treilea, cine ne urmează până în ultimele clipe ale vieții? Un mare teolog contemporan, Karl Rahner, a spus că în momentul morții suntem părăsiți cu desăvârșire. Cineva ne urmează până în ultima clipă, adică merge prin moarte și cu noi. De la botez, domnul păstor. Așa. El și... merge și după moarte, fază îi zile cu noi. Îngerul păzitor. Da. Așa. Și problema s-a făcut un film la ora actuală în Occident împotriva Mântuitorului, care este blasfemiat Iisus Hristos, Domnul nostru, și care credeți că trebuie să fie atitudinea unui intelectual din Europa la ora de față, față de asta. Și ultima întrebare, problema martirilor. Așa cum luăm de la capăt, atitudinea noastră ortodoxă față de... O aveți în lumina soarele în Evanghelie problema. Dacă ne spune Hristos, pune focul lor nu se strânge și vermele lor nu doarme. Când ne spune Hristos la cea ce n-avea haină de nunte legată, mânele și picioarele, aruncată într-un tuneric cu cel mai din afară, acolo va fi plângere și scâsnirea dinților. Și când dragi rugau în Galileea, să nu-i scoată din cei doi oameni, că era 6.000 de dragi, un legion. Legionul roman avea 6.000 de ăsta. Știmu-te pe tine cine ești Fiul lui Dumnezeu celui prea înalt. Teronul ne trimite noi în Ghena, că cel mai greu iad, după toți Sfinții Părinții, este Ghena. Ghena este un iezer fără fund și fără margină. Sau bezna. Și acolo nu-i foc de aici ca să vadă cum arde unul pe altul. Măcar atâta mângâierii. Foc negru. Cine hrănește acest foc? De miliarde de ori e mai ferbinte decât focul ăsta. Este Sfântul Părinț. Focul nostru e ca un foc lucrăvit pe perete față de focul ăsta. Dar n-avem tăți Sfântul Părinț. De unde se hrănește? Asta mă întreabă pe mine și studenții. Cine hrănește acel foc? Că înseamnă că există un dualism... Există bun, binele și rău și rău. Da, vine o babă de unul că îi spune fișorul un mare profesor. Așa. După ce l-a învățat carte. Mamă, și ne-a făcut pe Dumnezeu? Un argument ateist. Bată-i jina de nebun. Măi, cine zice la psalmul 3, la psalmul 52. Zis acel nebun într-o inima sa, la început. Da, da, da. Nu este Dumnezeu. Tu întregi și ne-a făcut pe Dumnezeu. Să-și cu foc. Băi,
dar Dumnezeu îi mai presus de miliardele din începutul. Dacă aș fi fost avut început, măi, a câtea miliarde, unul l-a făcut cineva. Dar cum pe cel care n-are început să-i spui cine l-a făcut? Ia numără într-o mie, am pus cu cifra înainte de zero. Hai, zi! Și nu se poate. Dar Dumnezeu nu e început și sfârșit, măi, ca să-i spui tu cine l-a făcut. La așa l-a fost spune și l-a făcut. Dacă știi că am mai existat cineva înaintea lui. Și a avut mânțări de iad. Iadul și că-i făcut când au căzut îngerii, nu? Și a fost făcut pentru... pentru... Și asta te-a luat. Dar nu tot spune Hristos la judecat. Duceți-vă de la mine blestemat un focul cel zilnic. Care este gătit diavolul și îngerilor lui. Nicocădus și omul. Neascultare ca să iadul este creat, iadul, nu? Dacă a fost creat mai înainte de zi. De oameni, da. Ultimul înger care a căzut va fi plinit de sufletele dreptul. Și nu va fi tot ca înger, nu o să apostol Pavel, Mântuitorul, că m-a întrebat cum femeie cu șapte bani. Adică creștinii buni completează căderea de îngerilor. Completează numărul îngerilor căzut. Deve la Apocalipsă am văzut un drac, un mare roș, care cu coada lui a târât a treia parte din stelele cerului. Adică a aruncat o treime, Sfântul Grigore de Nisa. O treime din îngeri a căzut, câte miliarde a ce fost. Și acum treimea așa este completată cu sufletele dreptul. Sfânt Ioan Damasiu nu spune, a făcut Dumnezeu un înger încinător amestecat din două fii. Una a văzut, una a văzut, ca să plinească numărul celor. Și când s-ar completa, de sfârșitul lumii? S-a... Sfârșitul lumii, spune statirea. Pliniva căderile de sus, drobiva capterii pe pământ ale muntura. Nu trebuie tu un verme spurcat al pământului, o mână de pământ spurcată în fundul unui mormânt, nu întreba tu de când e Dumnezeu, putoare și țărână. Mândria, păi, mândria omenea. Drășii. Drașe, sunt drașe articoni care știu toată scriptura, drașe teologi. Așa e să bagă în minte. Așa a băgat în mintea lui Ari, al lui Nestori, în mintea lui Origen, toți drașe teologi, cum spune Sfântul Macare, articoni care știu toată scriptura, dar nu te lasă o înțelegi după înțelegi biserică. Ce sucede, o înțelegi după, că cumva cum se împătură de ele. Asta a fost la Origen, un drac articon. Că ai văzut Sfântul Simeon cel Nebun pentru Hristos? A spus de ce a căzut Origen. Când a căzut Origen s-a cutremurat toată biserica, că era om așa de învățat, că dicta la 8 limbi odată. Dicta la 8 din 8 limbi, traducea, odată. Gândiți-vă cât înțelepciune era la noi. Da. Și când a căzut Origen, a fost dat cu Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigore de Nisa și mai mari sfinți. Gândiți-vă, care altul, când eu se de asezare istoricul, că n-a mai fost altă maestet la minte ca Origen până la dânsul. Dar cum a căzut? Arată Sfântul Simeon cel Nebun pentru Hristos. Când a căzut Origen, Origen, ce să ținem cu Origen? Să ne lepădăm de Origen, lumea era la mare nedumerine. Și doi oameni s-a dus la Sfântul Ioan Pusnicul, tovarășul lui Ioan, Sfântul Simeon cel Nebun pentru Hristos, că este așa nebun pentru Hristos, în cetatea emisă, în Sfântul, că i-am îndoi eu plecat. La 29 de ani sunt tot Sfântul Simeon cu porunca angelului, vei să facă nebun pentru Hristos ca să mântuiască mii de oameni cu nebunia lui în cetatea emisă. Și când s-a întors, el făcea mare nebunii când făcea o minune. Bunoară, uite și... Da, mi-a spus cu... Îți mutic, dacă ai spune și religie. Nu. Când s-a întors, el postit 40 de zile și când mânca acum, o pune niște bob în mijlocul șușele, s-o pus să uita la omul și mânca. Acte un șir de bob cu mâna. Sunt șel de mână. Și doi oameni se duceau să întrebe de Origen. Și da, pe Sfântul Ioan împreună. Și așa e o zice, v-a spus eu mai înainte, că asta mare și izvoare și a venit la părul cel sec. Și aveți acolo mare și izvoare pe Simeon cel Nebun. De ce a venit să întrebați de mine? Păi de așa nu e nebun, e vrăjător, e fermecă bun, mă duce cum îi vine în gând, că făcea nebunii de ce. Voi nu știți, eu 29 de ani am stat cu el în peștere și îngerul Domnului a venit și a spus să cade, să mergi și atât, să-i faci nebun pentru Hristos. Când duce apostolul cel nebun al lui Iisus, mai înțelept decât toată lumea.
Când nebunia ta ai adus mii și mii de oameni la mântuire. Și au plecat din ordinul îngerului. Care-i cu origine? Duceți-vă și întrebați de el de origine. Cât ar să vă spui? Că tot spune că unul cea cu origine a fost bun, unul că a fost rău, unul tine cu origine. Și eu da și trei prescuri Ioan din pustie. Na, să le dau lui Simeon când veți ajunge. Dar să nu vă mintiți de el. Că el deși faci mari nebunii în ceta. Când o ajunge ea cu prescurile, mă, dar la mare filosof ne-o trimis, el mânca bobă în mijlocul străză, în Bulgarie copiii cu cete. Și mare filosof, ia uite-l mănâncă ăsta, bobă în fața unui ca poșă, nu ca omul cu mare. Mă jur pe Iisus, mă jur pe Iisus! Ata dușerii trei prescuri care ne-au dat fratele meu Ioan. Ia uite-mă, ne întreabă de prescuri. Și Origen n-a mâncat bobă muia de 40 de zile. S-a necat în Marea Scriptură pentru multa lui Iscodie. Le-a spus și de Origen și de prescuri. Atunci și-au văzut de ce s-au căzut Origen. Și până a început a sări într-un copac și a început a juca pe stradă și a început a bulgări copiii și a plecat. Să n-avea nevoie de slava lui meu. Și el nebun al lui Iisus mai întâlnit. Asta era greșeala lui. S-a negat în Marea Scripturilor că s-a băgat mai mult decât au putut să-mi luate. Asta e pricina tuturor sectilor și a tuturor filosofilor care se bagă în Marea Scriptură. Scriptura e marea înțelepciune lui Dumnezeu fără margine. Fără fund, băi! Și eu dacă nu pot un atașă nebun și mă bag în mare să mă nec, îi devină mare, că m-am necat. Nu e o prostălău. Că nu ne-am cunoscut măsura, că mă duc într-o apă adâncă, că nu pot în notă. Așa poate tăți sectare și tăți care îi scot de Scriptura mai pe sus. Ce spune Sfântul Grigore de Nisa? Nu spargeți oasele Scripturii având dinți înțelegere de lapt. Eu un copil care suge rămâță, dacă îi dau șoleana și hănesc, ori el omor. Că el nu suge lapt. Așa și cel care se bagă în Scripturi. Care are dinți înțelegere de lapt. E cuvânt la mielul Pascal, comenta. Când ceasul poporul a mâncat mielul cu sărat amar, iar oasele le-a spus le ardă cu foc. Oasele erau locuri tare ale Scripturii. Dar salata amară, dar și cu sartul cu ei? Salata, dar nu știi? Știu, dar s-au uitat. Când i-am dat așa comentarii mintul lui Antoni, când era la o fabrică în București, când l-a scos cu decretul. Și măi, ca asta minte, că n-am mai găsit. Salata amară, că trăirea Hristos e cu suferință, nu-i dulce. Cine va rada până în sfârșit? Și într-o rădare a voastră de dobândi, ca să duci crucea lui Hristos, trebuie să ai și amărăciune. Hristos n-a dus-o cu suferință până la sfârșit. Asta înseamnă salata mare. Dar când a spus, nu spargeți toate, nu vă băgați la locul tare în Scriptură, că de ei s-a rătățit și filozofi, și sectași, și tăți care li s-a părut că poate lua Scriptura după capul lor. Și de aceea vreau să vă spun, Origen s-a necat în Marea Scripturilor. Și a iscodit a patra apocasastasă a lumii. Și toată biserica l-a dat anatema la anul 553, pe timpul lui împăratul, aici, bărbosul, fiul lui nepotul lui Irak. Cred că e vorba de apocasastasă. Biserica ortodoxă acceptă trei apocasastase. Trei apocasastase. Cum care, cum ar fi? Facerea lumii. Este prima, da? Crearea lumii. Crearea lumii. Este o înnoire. Da, a doilea apocasatată, înnoirea prin Iisus Hristos, că a înnoit toată lumea prin Iisus. Și a treilea apocasatată, lumea, sfârșitul lumii. Înnoirea cu cer nou și pământ. Când va face cer nou și pământ nu. Iar a patra nu. Iar Origen ce a spus? Și a patra el. A spus că Dumnezeu e prea milostiv și a să ierte și pe îngerii căzuți. Și a să-i înnoiască, să facă înapoi îngerii. Și atunci va fi a patra apocatatată când îngerii vor lua locul lor din cer. Aha. Oare asta nu e adevărat? Biserica asta o combătut-o. Îți spune Isaia satane, încetiv haina muiată în sânge, nu este nici tu. Și niciodată nu mi-ai fi luminat în lumina care e căzut, din lumina care e căzut. Deci el nu mai are nicio... Dacă spun prooroșe, nu ai înseamnă împotrivă? Dar apropo ce spunea fratele Ion la început de iad, că e pregătit diavolul și îngerilor lui sau. Întreaba, știi cum, un material care zice, focul acela, din ce se alimentează?
este semnul al mânirii Dumnezeu, este un foc. Tu întrei pe Dumnezeu din istoria. Este foc al pronii divine. Știți, când treabă lumea, studenții îi scodesc. Și că ce foc arde în ea de acolo? Material, da, sau o materie spiritualizată? Nu-i material. Asta e totul. Acolo e foc duhovnicesc. Asta vreau să știi, da. Focul iuțimii, mâniei lui Dumnezeu, atotritorul, care nu se strânge. Și unde focul lor nu se strânge, vermele, este conștiința care a luat. Conștiința, bă. Pururile a luat de biserică. Dar scrâșnirea dinților și cășva, este focul și scrâșnirea dinților. Scârșirea dintr-o arată iuțimea focului și durerile, când ia să muncești și trupul, și sufletul. Până la judecată de apoi, să muncești numai sufletul. Da, și atunci împreună cu trupul. Iată ce este. Iar noi, cei vii care vom fi rămași, nu vom întrece pe cei adormiți. Că într-un Domnul, într-un glas, o trâmbiță se va arăta și într-o clipeală a ochiului, într-un glas, o trâmbiță de apoi ar să întrupeze așii, care au murit miliarde de miliarde, iar aici vin numai mor. Merg direct. Nu, să prefac, să schimbă. Și vom fi răpiți în văzdu. În văzdu, dar să prefac, primesc, avea și conținte părinte. Domnul muritor. Primesc patru însușiți, care a zis apostolul Pavel. Seamănă-ți trup stricășos, cu lasă-vă trup nestricășos. Seamănă-ți într-o slăbiciune, cu lasă-vă într-o putere. Seamănă-ți într-o ocară, într-o așa, într-o neșință, cu lasă-vă într-o slavă, că vă străluși mai tare ca... Seamănă-ți trup judecesc, aici care au purtat, cu lasă-vă trup duhovnicesc. Patru însușiți, cum arată mușa pocăință, vor avea trupurile de tot după înviere. Da, am înțeles asta. Iar așa-i păcătoși au numai una din aceste patru. Așa-i păcătoși când ne-l-a judecat. Au și ei netricăciunea. Dau netricăciunea nu spre viață veșnică, spre muncă veșnică. Să ardă în veacul, veacul, fără să mistuiască. Păi amă, dacă vrei un os, îl bagă în foc, întâlnime, nu de l-am făcut genușă, nu? Acolo nu. Că pe mine netricăciunea sunt o Grigore din Nița. Adică arde, dar nu se mai mistuie. Trupul duhovnicești, care arde în veci și veci. Și cei buni și cei răi au nemurirea asta. Da, nemurirea unii au pe viață veșnică și altă pe muncă veșnică. Da, păi, aici o întrebare, am avut o discuție cu cineva, zice, din cel care moare, normal, l-am judecata particulară, cât sau pe care îi scoate biserica prin rugăciuni ca la judecata de apoi să nu mai fie în muncă? Omului poate ne... Uite și este, biserica e trupul lui Hristos. Biserica e mama noastră spirituală, care ne-a născut prin noi, prin duș și prin apă la botez. Biserica e stâlpul și întărirea adevărului. Biserica e mireasa lui Hristos, ne spun la Apocalipsă. Și la Efesen, biserica e trupul lui Hristos. Noi trebuie să fim altoiți în trupul lui Hristos, adică eu sunt trunchiul copacului, vă ramurile. Toată viața care rămâne într-un mine aduce roadă mânul, care nu se taie și în foc se aruncă. Deci toți care s-au rupt de la biserici sectare, care nu sunt de ascultarea bisericii, de ierarhia pusă de Dumnezeu în biserică, prin Duhul Sfânt, toți s-au rupt de la trupul lui Hristos. Ne-am vorbit la curtici, la Aram. Da, da. 32 de predicatori eram, cu predica Andrei Major, când am fost într-o misiune așa, 6 luni zilele astea. 56. Dar apropo de treaba asta, dar acela care se întoarce înapoi din eretic, el e primit înapoi în biserică, nu? Da, tu ai spus Hristos, că Pietru credea că e milostic, că iată de 7 ori. Nu duc 3 de 7 ori, de 7 de ori, că de 7. Da, dacă are moare Părinte Gleba, nu... Dar spune pe Ieremia, nu voiesc moartea pătrui, ca să întoarcă și să fie viu. Dacă are moare, presupun, nu m-ați povedit, dar nu am fost la biserică în viața lui. Păi crește, dar așa... Dar că da, și spune Scriptura, și te va găsi moartea într-o așa, e te judic. Că nu vrei eu te-am mâine, trebuie să iau școală monahală, că o pus la consiliu ieri. Da. Tot preotul și diaconul să vie, că vreau să învăț canonele. S-au făcut și niște preoți noștri diaconi și au acei mănăstiri misionare din milioane, da, mă. Se trebuie cum să procedeze la mănăstiri de la caz la caz cu fiecare. Spuneți-mi un cuvânt cu sinuciderea, cam cazuri grele cu oameni care vor să-și ia zilele. Ce dacă a fost bolnav, nu-i stocat. Iar dacă a fost sănător din ambița sănătății, nu mai are nicio legătură cu biserica lui Restul. El e ca și repădate. Gata! Dar dacă se sinucide până dintr-o frică, din frică că îl chide miliția. S-a spus apostolul evanghelistul, zice, sunt păcate care n-au iertare nici în veacul de acum. Sinucidele e păcat împotriva Duhului Sfânt. Deci n-are iertare. Ia să vă fac o listă acum, care păcate, care suflete nu-ți pot pomni în biserică, e cum ne vorba. Nu,
Uite, în Biserica lui Hristos, în termen, nu pot pomni sectare, că e păcat împotriva Duhului Sfânt, s-a rupt de la Biserica lui Hristos. A doilea, nu pot pomeni să nu știu, care din ambiție s-a împușcat, s-a otrăvit, că n-au luat pe femeia cu tare sau că n-a putut, așa. Al treilea, nu se pot pomeni la liturghie în veacul, veacul care refuză Sfintele Taine la moarte, care a refuzat pe Hristos. Al patrulea, nu se pot pomeni în biserică niciodată la Dumnezeiască, care e jură de lucru sfânt. Dacă s-o măturise și-o lăsat în jurat, îl pot. Dacă nu, nu, pentru că aceste părticele dimineața s-o mă zbăgostovite. La Sfânta Epicleză să se înțeze. Ele nu se prefacă în trupul Sângerii Domnului, dar au o mare putere să se poate, că se povoară Duhul Sfânt, dar prefacea pe acolo. Și așa zic că le pui înainte la o, ai văzut la sfârșitul de liturghie, le trage zică în așa. Spală, Doamne, păcatele, celul s-a făcut, și știți să-i chere, s-a dat facul Dumnezeu cu Sângerii. Deci au comuniune, a cinci de fel de împărtășire, că am vorbit, am la neans, că din partea creierului monohal, patriarhul consumându numai decât aici, 1000 de preoți face și tot. Am vorbit, v-ați zis că aproape 4 ore jumătate, că ne-a dat 7 subiecte. Și a fost un subiect și reșit felul de împărtășire în Biserica Ecumenică, universală. Le-am arătat cu ultimul prin împărtășire, da. Așa, și cum să-l unesc cu Hristos dacă el înjură pe Hristos? Dar și dacă nu-i curunată. Da, nu-l pui, nu se poate niciodată. Nu se pune. Așa. Și-i curunat. Și care a murit beat. E împotriva, s-a făcut să nu știu de prin beții. Așa, aici tot nu se pot pomni și care face păcate publice, îi smintește lumea. Smintește lumea, trebuie cu femei, face cu femei. Iar nu, dacă s-a măturit și-i pare rău, îl prime. Dacă nu, nu le returi, nu știu cât bărți. Răspund tu ca preot, te duci în fundul iadă dacă îi pui. Eu le spun la aceștia care fac pomeni, băga de seamă. Eu când fac, îl întreb, nu cumva bărbatul jură, nu cumva bărbatul face curvie publică, nu cumva bărbatul tău să-mi bată sau a murit din beței. Păi de ce? Pentru că atunci știu pe ce ne pun. Sau nu-s cununat, sau a murit necununat. Care, da, care e necununat. Dacă a murit necununat, tot trăiesc cu mine și a murit pe urmă necununat. Păi și rogăsămoanea în așa, rogăsămoanea în prea curvie îl găsește, mă, în prea curvie. Și nu-l putem pomeni. Dacă s-ar și căit măcar la moarte, chema preotul să măturisească, să-i pare rău, al primer să ne zău capitanarul de pe cruci. Așa. Cine? Ai văzut ce-a pătrat Stalin? Am vorbit la Iași cu doctorul Buturean. La moartea lui Stalin a fost 30.000 de doctori chemați din toate părți, și din Anglia, din America, și din toate. Toate părți. Și el azi era hemorazie vertebrală, cu gel lacrimi, nu mai cunoștea. Dar înainte de a cunoaște, când cunoștea, o chema mama lui Fostare, în Georgia. O soră. Da, o soră. Și așa era bătrâna de 90 de ani și a venit cu câteva mai și mănăstirea unei fostoră nouă. Nu de strunt ochi, l-a destrut mii de mănăstiri. Și el a început a plânge, ce să fac? Mă pedeți Dumnezeu. Zice, măcar ca tarhar acum, dă ordine să facă slujbă pentru tine. Că n-am pomenit la rugăciune, nu am nevoit la treaba. Dar nu i-am făcut panacidul lui Stalin. Da, dar tot în România, dar și nu știe. Dar o temă regiunea, ne-o temă și colaș, ne-o temă și română, ne-o temă și vin. Da, nu, vă tot ce-i face. Nu știe asta. Da, pomenește, Doamne, pe robul tău, Iosif Visarion, nu Visarion, și-i fălui verne capul. Verne capul, erau de la regiune venit. Dau un călugă. Dau un călugă, că l-au zis, gine că mai auzit, că altă, că eu mă gândesc. Da, n-am făcut. O crapat două globuri de la noi. Deci eu cerut... El a cerut. El a cerut. Dar a început soră, dar l-a învățat. Dar vocea sorii. Că zice, uite și Dumnezeu te primește, capitanarul pe cruce, ultima dată, dar de ce-ți pare rău? Și îmi pare rău, dar nu mai poți face pocăință, că-s gata. Și o plătit la toate țările, și în Serbia i-o făcut, și în România, și în Bulgaria, în toate țările, să-i facă panașide. Încă spune o samor să-i pune în pază, nu mai, din comitorul, nu m-au dat. Din comitorul să moară. Da. Dar, părintele, băi, era și-i marte. Aici, iertați-mă, o întrebare. Biserica pe cine scoate noi prin pomeni și din iad? Doar nu ne rugăm toată viața. Uite, avea cum e, uite, nu, dar așa sunt. Ne întreabă și pe noi credincioși. Da, asta e. Și este o confuzie. Și la Dante merge acolo și se umple de pomelnice. Lumea zice, du-te la Nina și rogă să se roage pentru mine, că nu mai am mai poate ajuta. Nu Nina. Eu de mai sângele lui Hristos, de curâtă de orice păcat. Nu Nina. Și cine pomeni noi morți? Dar ia ca pe cine pot. Cel ce a murit în păcat cu biserica.
Și el și-a murit, chiar de n-a fost în păcat, a fost în căință mare. E doar primește până la ultima suflare. Ceea ce a fost de orice păcate. Deci, aici, după moarte, biserica este ușurată. De ce nu-i voie la moarte să oprești Sfintele Taine? Am avut eu un caz. Din București îmi vine o doamnă de la Mavrodin, cu 32 de reclar. Soția unei colonie. Și ea e de la directoarea de ziua Carajare, în proiect femeie cu două licențe. Dumnezeu s-o iei de câțiva 10-15 ani de atunci. Am murit. O murit, da, la 3 luni și mai. Știi de ce au venit? Ofițerul spunea așa, să nu-mi faci copii, copiii salba drașilor. Salba. Nu i-a dat voie să facă unul, dar era deșteaptă, că n-au văzut că doare la mitră jos, au început dureri mari. S-a dus la un doctor internist. Era femeie deșteaptă, știi, câteva linte. Domnul, a fost cu alta bătrână aici la mine. Dar ce fără că eu i-am spus că este de acum înainte. Ai bani și am 200 de mii la secutare. Și am o soră care dă sprece la mănânțe. Nu-o spus din unde, dar am uitat. Dă bani la cineva din credere să faci atâtea botezuri, câte reclajă ne-ai făcut. Și atâta copii sărați în braț. Și la moarte dau voie să-i împărtășesc. Cât o mai tare ca? 3 luni și 3 zile o mai trăit. Și o mai părtășit-o la moarte. O părtășit-o? Deci o putem pomeni, chiar dacă o făcut acolo. Gata, dar unii la căință. Deci... S-au mărturisit la mine aici. Și i-a spus de mărturisit că acolo știi ce ne-i plăc, eu am slujit la Mavrodin. Nepotul lui ce văzut că acolo. N-am slujit eu, e muzeu antipa acolo, muzeul cel mare. Că acolo, la șosea, cum îi duce acolo? Da, da. Am slujit de o biserică cu tu mică la Mavrodin.